Am trecut de jumătatea orei, vă spun că avem și primele rezultate după votul din diaspora, care s-a încheiat în această dimineață la ora 8. Atunci s-a închis ultima secție de votare deschisă în afara granițelor României pentru europarlamentare. Până acum au fost numărate aproape 99% dintre voturi. În total au fost peste 216.000 voturi valabile exprimate de românii din străinătate pentru aleșii care să îi reprezinte și pe ei în Parlamentul European, iar rezultatele arată foarte diferit față de cele înregistrate în țară. Alianța PSD-PNL a obținut puțin peste 21% din voturi. Urmează alianța Dreapta Unită cu 16,3%. Însă ne uităm în continuare și vedem unde este diferența. AUR 14,54%, partidul fondat de Diana Șoșoacă, SOS România 13,58%, partidul Reper, mult peste scorul din țară pe care îl plasează sub prag în România, 9,7%, și partidul Diaspora Unită, fondat de Florin Călinescu, puțin peste 7%. Așadar, date foarte diferite față de ce am văzut la rezultatele care au venit din secțiile de votare din România. Despre ele, în primul rând, aș vrea să discutăm puțin la această oră. Domnul profesor Cristian Pîrvulescu, vă mulțumesc pentru prezență. Știu că este un efort. Ați analizat pentru noi la Digi24 și aseară, până târziu, datele care au venit la sondajul de la ieșirea de la urne, care nu cuprindea însă ce s-a întâmplat în diaspora. În diaspora s-au numărat foarte repede, pentru că au fost mult mai puține voturi. Ce vă spun aceste cifre? Lumea spune 216.000 sunt puține. În realitate sunt multe. Sunt multe pentru că multă lume compară cu 2019, dar atunci a fost un referendum și o anumită circumstanță. Ce ne spune? Ne spune în primul rând că PSD-PNL au fost salvate de alegătorii din Republica Moldova, care au votat majoritar cu cele două partide, și că dacă însumăm voturile populiștilor, aceștia sunt binișori pe primul loc, pentru că trebuie să le însumăm pe cele de la AUR, SOS și Diaspora Unită, și ne duc undeva la peste 35%. Asta ne arată că România de pe rețelele sociale, așa cum este percepută în străinătate, e diferită de România care este percepută de cei de acasă. Ar putea datele acestea să influențeze modul în care se va vota în țară la următoarele scrutine? Nu. Pentru că a fost doar primul test. E adevărat că a fost primul test, dar a fost un test pe care l-au câștigat detașat partidele sistem. Pariul lor a fost câștigat și este un efect pe care noi îl numim efectul vagonului cu orchestra. Ar fi spus, alegătorii se duc cu cei care sunt învingători, ori PSD-PNL sunt învingători în această ordine. Fiecare poate să spună că a reprezentat ceva. Acum înțelegem mai bine de ce discursul de aseară al lui George Simion era un discurs de învingător, pentru că în realitate voturile din diaspora, pentru care au muncit foarte mult, dar era un lucru pe care îl știam. De altfel, dacă nu era Moldova, pe care n-au luat-o foarte mulți în calcul, situația ar fi arătat cu totul altfel. Așa, cel puțin au o distanță de câteva procente. Mai gândiți-vă la alt lucru, Reper are aproape 10%, Alianța Dreapta Unită 16%. Dacă ar fi rămas împreună Reper cu USR, ar fi fost de departe cel mai puternic partid din diasporă, partid unic, dar n-au făcut-o. Tradițional pe care diaspora l-a mai dat și dar atunci l-a dat într-o mult mai mare măsură decât acum, pentru că votul de protest s-a împărțit între două partide antisistem, ADU de data asta, pe care grupează în principal USR, Forța Dreptei și PMP, și AUR, dar nu doar AUR, pentru că votul de protest merge și spre celelalte două partide populiste de care vorbeam mai devreme și care în România n-au reușit. De ce? Pentru că nu aveau aleși locali. În România, alegerile locale s-au bazat pe militanții de la firul ierbii, militanți care au făcut ca România să arate astfel astăzi, dacă am fi avut doar alegeri europarlamentare, ar fi arătat cu totul altfel. Cu siguranță. Și probabil și prezența la vot, posibil să fie ceva mai mică. Ar fi fost mai mică dacă erau doar europene, ceea ce favoriza partidele populiste. Prezența la locale a fost în nota obișnuită. Vă dau un exemplu, pentru că multă lume compară cu 2020. În 2020 a fost aproape 46% în condițiile unui al doilea val de COVID. Da. Acum nu, e 49% din cât am văzut. La locale, da. La locale, da. Care înseamnă mai aproape tot atât cât erau în 2016, când au fost aproape 49%. Deci o prezență normală. La prezența de la locale adăugăm diaspora, care a votat doar la europene, și pe cei care n-au putut vota în localitățile de domiciliu, și ne dă cei 51% și ceva. Bun, stăm cu ochii pe ce se întâmplă acolo, dar rezultatele cam astea par a fi. Am văzut 99% dintre voturi centralizate pentru diaspora. Aș vrea să mă ajutați să ne uităm puțin în viitor pe plan intern, pe plan intern politic, și am pregătit câteva scenarii pentru ce înseamnă rezultatele înregistrate în țară, în special pentru liderii principalelor partide politice, și ce s-ar putea întâmpla. Ne uităm la Marcel Ciolacu, pare a se contura drept marele câștigător al acestui scrutin. PSD plusează la numărul de consilii județene, la votul politic, practic, la nivel național. Vedem împreună cu PNL, e adevărat, un scor peste 50%, peste cât și-a propus public la europarlamentare, iar votul de la București, deși poate părea o înfrângere pe plan politic în bucătăria internă a partidului, pare să concretizeze finalul luptei Marcel Ciolacu, Gabriela Firea? Pentru că, da, doamna Firea a obținut un scor foarte slab. Și acest scor foarte slab nu îi va permite să conteste poziția. Vedeți în viitor o revoltă din partea doamnei Firea, cum a fost în urmă cu 4 ani? Era posibilă, dar nu se poate. Nu există argumente, pentru că este mult prea slab, și chiar dacă însumăm scorul lui Gabrielei Firea cu cel al lui Cristian Popescu, tot nu ne duce la scorul lui Nicușor Dan. Este evident, Nicușor Dan a dispus de un electorat care e anti-PSD, care este un electorat care s-a mobilizat la vot. Trebuie să remarcăm acest lucru. Prezența la București a fost mai bună ca niciodată. Aproape 45% dintre bucureșteni, pe o zi călduroasă, din iunie. Ori asta ne spune foarte multe lucruri. Vă dau un exemplu. În alegerile de data trecută, din 2020, COVID, iarăși, 33%, dar 33% erau și în 2016, în jur de 34-35% erau și în 2012, deci da, s-au mobilizat și au vrut să transmită un semnal. Bucureștiul e altfel, Bucureștiul își dorește un alt tip de administrație și cred că partidele sistem au înțeles, adică mă aștept să nu îi creeze mari probleme lui Nicușor Dan. Apropo de partidele sistem, vedem ce se întâmplă la liberal, spuneam mai devreme, colegele mele au obținut date care arată că Nicolae Ciucă, președintele liberalilor, pare să-l curteze pe Nicușor Dan. L-a sunat să-l felicite. Știm discuțiile intense din campanie cu fotografiile de la meciul generației de aur. Dacă țin bine minte, nu mă pricep foarte bine la fotbal. Cum îl vedeți pe Nicolae Ciucă în perioada următoare? Își va anunța candidatura la prezidențiale. Sunt prezidențiabil. Cred că domnul Ciolacu nu este foarte dornic să riște, dar probabil nu va avea alternativă, pentru că una din problemele pe care le discutăm mai puțin acum este problema independenților. Dincolo de Ploiești, unde este un succes, la Cluj n-a fost un succes, dar a fost o surpriză, și mulți alți independenți au reușit să facă o imagine bună. Ori spun asta în contextul alegerilor prezidențiale, în care un independent și-a anunțat candidatura de 2 ani, nu oficial, ci neoficial, domnul Geoană. Și în condițiile astea, cele două partide, care au confirmat că au bază puternică, nu prea au alternativă. Vor trebui să-și trimită liderii, chiar dacă aceștia nu sunt extraordinar de încântați, în confruntare, în principal pentru a-i bloca intrarea în turul 2 domnului Geoană. Pentru că dacă intră în turul 2 domnul Geoană, complică foarte mult lucrurile. O să fie cu siguranță o luptă interesantă și probabil în următoarele zile vom ști până la urmă cine se înscrie în această cursă, pentru că nu mai e mult. Mai sunt 3 luni și puțin. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru analiza dumneavoastră, pentru toate aceste date, și rămânem în legătură, pentru că ne puteți oferi o vedere de ansamblu asupra ceea ce se întâmplă și în zilele următoare, după ce am văzut rezultatele alegerilor. Vă mulțumim. Scurtă pauză, revenim imediat.